Niciun alt oraș din România nu-și are istoria atât de strâns legată de englezi. Ba chiar putem afirma că fără englezi, orașul Suinan nu ar fi existat, rămânând un sat pescăresc asemănător Sfântului Gheorghe, sau, în cel mai bun caz, un orășel haotic, tipic oriental. În plus, legătura Suinei cu englezii este una a extremelor, aceștia distrugând și construind orașul din temelii. Dar să procedem la povestit. Până în anul 1854, Sulina era un sat cu câteva sute de suflete, mare parte dintre ele așa numiți pirați de apă dulce. Aceștia, mai mult prin viclenie decât vitejie, jefuiau navele care ieșuau din diferite motive pe bancurile de nisip din preajma orașului. Motivele erau următoarele: plimbatul pe țărme a unui seminar legat de coarnele unui vite, astfel încât navele din lac să creadă că este un far, piloții de Dunăre Sulineni, care propteau corăbiile în primul ban de nisip ieșit în cale, după care fugeau. Jefuitul navelor nu era decât rareori violent. Se prefera ca spre nava ieșuată să se repeadă o coardă de oameni înarmați cu palme și animale de tracțiune, refugându-o pe linia de plutire, iar reprezentantul echipei de salvare să încaseze de la una din societățile de asigurări din oraș prima de salvare, conform regulamentului navigației pe Dunăre. Se mai trăia vinișor și din transbordarea cerealelor, cu ajutorul barjelor, cam în următorul mod. Până la 1860, bara de la Sulina făcea imposibilă trecerea pe Dunăre a unor nave mai mari de 200 de toni, motiv pentru care râul era adus până la Sulina, descărcat în barjă, trecut bara de nisip și reîncărcat pe aceleași corăbii sau pe altele mai mari. De obicei, barjele sulinenilor aveau fundul dublu, așa că o parte din cereale se scurgeau din greșeală în acesta, de unde era vândut după câteva zile. Începând cu 1812, Dunărea a fost sub ocupație rusească. În urma războiului ruso-turc, în care primii i-au învins pe ultimii și aceștia au trebuit să cedeze gurile Dunării. În 1853 începe războiul Crimeei, cu aceiași actori, dar de partea turcilor luptând de englezii și francezii, nemulțumiți că rușilor începuse să le se umfle pipota poftind teritorii din ce în ce mai mari. În iunie 1854, în apropiere de Sulina opresc două nave de război engleze, conduse de capitanul Hyde Parker, fiul viceamiralului flotei britanice. Scopul lor era să întrerupă aprovizionarea trupelor rusești pe Dunăre. Sulina era apărată de un lanț de întărituri din nuiele și pământ, o garnizoană de 60 de soldați ruși și 20 de voluntari veniți din Tulcea, în mare parte greci. Ultimii sosit cu gândul de a apăra credința ortodoxă de păgânii turci și englezi. Câteva șalupe sunt coborâte de pe cele două nave de război pentru a ataca fortul Sulinean. Una din ele este condusă chiar de Hyde Parker, în fruntea asaltului. Ajungând în dreptul întăriturilor din pământ, este împușcat mortal. Alături de el mai este ucis un soldat englez și alții șase sunt răniți. Soldații ruși și voluntarii se risipesc printre smârcuri. În urma morții tânărului ofițer englez, mica flotă engleză se retrage la Constantinopol, unde acesta este înmormântat cu fast în cimitirul creștin Peria. Englezii nu iartă, însă. În data de 17.07.1854, canoniera HMS Spitfire, de 500 de tone, având corpul din lemn și propulsată cu aburi și zbaturi, trece peste bara de la Sulina și oprește în dreptul orașului. Trag câteva salve de tun și rafale de mitralie, după care soldații coboară. În câteva ore, din localitate nu mai rămâne în picioare decât farul și biserica. Aceasta a fost povestea englezilor cei răi, care au distrus Sulina.